Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, aici, când am făcut starterul, am lăsat matca Pădora, o matcă tânără de anul trecut, și a fost primul pe care am testat șerbet. Și el a primit foi, mai mult foi, deci la două rame încolo a primit foi, și el s-a dezvoltat și iată ce a ajuns el aici. O să i-aduc și lui rame date la centrifugă, da? El s-a dezvoltat foarte frumos, matca s-a odihnit când a fost izolată pe cele două rame și primind stimulare, el a tot crescut încet încet. Și acum mai dă. Ia să vedem ce a făcut ea. Da? Sunt tare curios. Da? Deci aici avem rama de mâncare, rama de margine. Iată, și-a făcut deja rezerva pentru iarnă. Astea o să rămână rezervă pentru iarnă. Aceste rame. După ce le căpăcește, abina nu mai lucrează pe ele și imediat după aia am zis, hai să-i dau o foaie. Și am dat o foaie aici, văd că a construit-o. Așa, mă interesează dacă aș și oa, fiindcă fiind o matcă mai experiență. Da. Acum a început să ouă pe aici, aia se plimbă. Iată o matcă de anul trecut aici. E mai liniștită. Mult mai liniștită față de măcile de anul acesta. A depus câteva ouă aici. Dar eu am să-i aduc o ramă mai neagră. Că știu că de acum e greu să mai ouă în astfel de rame. Dar înainte de această ramă a primit tot o foaie, a avut iar pe această foaie, ia uite ce frumos a puntat și trebuie să eclozeze acest puiet. Bun. Trecem mai înainte. Eu nu mai marchez măcile, așa cu vopsea, cu ciofii, nu le mai marchez. Le cam știu care ce sunt, știu care sunt mai bătrâne. Iată o altă ramă de-a ei. Oat tot frumos. Ce-mi place este că am puietul care mi-l doresc la ora actuală. Am făcut ceva investiții, da? Ceva investiții, nu e foarte mare lucru, undeva la 30 de kilograme de miere și vreo 100 și ceva de kilograme de zahăr. Asta în cazul acestor roiuri. Iată o altă foaie care a fost dată mai timpuriu. Cum ouă această matcă. Foarte bine. Eu sunt mulțumit. Ia, cum am zis, este de anul trecut. Anul acesta e anul în care de fapt ea lucrează. Anul acesta și anul viitor. În funcție de cum se comportă, va rămâne și la an. Și o ultima ramă care vă o prezint este aceasta. Iată o altă foaie ce am dat-o ultima dată când am fost. Este o oată toată. Deci, foarte frumos. Iată, și această dată
măcile ouă în astfel de rame. Nu toate, într-adevăr, dar aceasta ou. Se văd ouă. Bine. Acum am să-i aduc și ei rame mai negre, care una o pun în față și una în spate. Am adus ramele. Și dacă totuși a început să ouă pe rama albă, o să-i pun una în față și una în spate. Una în fața la rama albă, de exemplu aceasta. Asta vedem. Dar n-a putut să-și arate capacitatea anul acesta, fiindcă am făcut starterul din cea mai bună colonie posibilă și înseamnă că ea a fost aceea. Și nu se dezminte. Iată așa. Și în spate, după rama în care a început ea să depună ouă. E totul așa cum și-a făcut ea, cum și-a construit ea cuibul acesta. Așa. Tragem diafragma. Iată că și în luna asta coloniile pot să crească. Nu neapărat să scadă. Vor începe să scadă la un moment dat, eu încerc să le măresc, să fie tot mai mari. Bun, cam atâta pe ziua de azi. Numai bine, până data viitoare.